Debutul în noul sezon va fi unul tare pentru fosta campioană la basket masculin, Asesoft Ploiești. Prima etapă prognozează derbiul CSU Umobitelco. Astfel, albalbaștii își pot lua o mică revanșă după ce sezonul trecut au pierdut campionatul în fața ardelenilor. Noua stagiune va debuta odată cu începerea școlii, când este programat turul primei faze a Cupei României. În optimile de finală, CSU Asesoft va întâlni la fel ca și anul trecut pe Energia Rovinari. Prima manșă se va juca la Brazi, acolo unde trupa lui Arnautovici va disputa primele partide de pe teren propriu. Sezonul regulat va începe pe 1 octombrie, iar ultima etapă a turului este programată cu o săptămână înaintea Crăciunului.